Dezvăluirile România TV se confirmă. Avem primele rețineri în cazul oribil al Spitalului Sfântul Pantelimon. În ciuda propagandei disperate care ar fi vrut să ne pună pumnul în gură. Mergem chiar acum la Dragoș Bisticianu, care vine cu cele mai multe și mai noi informații despre subiect. Bună seara, Dragoș! Bună seara, Victor! Bună seara, stimați telespectatori! Sunt într-o transmisiune specială pentru că, iată, vedem, asistăm la un moment important în ancheta de la Spitalul Sfântul Pantelimon. Doamnelor, domnilor, avem parte deja de primele trei rețineri, două doctorițe și o asistentă. Acuzațiile sunt aproape de necrezut. Oamenii ăștia, în loc să salveze pacienții, îi omorau. Se credeau un soi de Dumnezei și alegeau cine să trăiască și cine să moară. Cine este reținut și cine este de abandonat. Propaganda agresivă a încercat în ultimele luni să ne pună pumnul în gură. Chiar conducerea Spitalului Sfântul Pantelimon te acuza pe tine, printre alții, Victor, că ai constituit un grup infracțional organizat pentru că ți-ai permis să scoți la suprafață mizeria de acolo, din spital. Erau un soi de Mengele oamenii ăștia. Își băteau joc de pacienții care sperau să fie salvați, de rudele lor. Oameni care sufereau, care erau într-o stare de vulnerabilitate și cărora individele acestea, că vorbim despre două doctorițe și o asistentă, le scădeau doza vitală de noradrenalină. Considerau, și aici citez din ceea ce ne-a spus procurorul, că nu mai are sens să trăiască, nu mai merită să trăiască și atunci trebuie să fie omorâți. Pentru că oamenii ăștia erau omorâți de pe o zi pe alta. Pentru că așa decidea o doctoriță, iar asistentele puneau în practică. În cele din urmă, am văzut că au existat oameni care au avut suflet în spitalul ăsta și care au vorbit, care au explicat că este de neacceptat ca în România anului 2024, nu la orice spital, la Spitalul Sfântul Pantelimon, un spital important din capitală, aceste lucruri să nu se mai întâmple. Era deja de filme horror, filme de groază ceea ce se întâmpla acolo. Să-ți închipui că în România se poate întâmpla așa ceva, să te duci în spital, să ajungi în spital, să sper că vei fi salvat de către medici și să ajungă în această situație ca medicii pur și simplu să-ți cadă doza de noradrenalină, adică acea substanță care să te țină în viață, este incredibil și este de-abia începutul. Vorbim despre 17 decese. S-a spus încă de pe atunci că este incredibil să-ți moară atât de mulți oameni, chiar dacă sunt pe secția de terapie intensivă de pe o zi pe alta. Dar ei, ce să vedeți, se apără între ei. Ceea ce mă face să mă gândesc și să mă întreb, că avem voie, jurnalistic, sper să nu vină vreunii sau alții să spună iarăși că facem parte dintr-un grup infracțional organizat, dacă ne întrebăm dacă așa ceva se întâmplă poate și pe la alte spitale. Din moment ce Colegiul Medicilor a venit la începutul lunii mai și ne-a anunțat că totul este în regulă la Spitalul Pantelimon, oare câte rude au avut de suferit? Câți nu și-au strigat disperarea? Câți n-au încercat prin diverse căi să-și caute dreptatea? Și a fost nevoie de atâta și atâta timp, de atâtea dezvăluiri pe care le-am făcut aici la România TV. Au fost atâtea emisiuni pe care le-ai făcut, Victor, în care ai prezentat mărturii, informații. Propaganda a încercat să ne pună pumnul în gură. Conducerea spitalului a încercat pe diverse căi să oprească dezvăluirile România TV. E important că parchetul în cele din urmă a reușit să facă ceva. Vorbim despre trei rețineri, vorbim despre informații deja certe. Că oameni, și repet, e o informație pe care trebuie să o știe toată România, oameni într-un spital de stat erau omorâți pentru că așa decidea o doctoriță. Pentru că asistenta poate punea în practică. Nu vorbim de un singur doctor care poate s-a gândit să facă experimente pe pacienți. Sunt doi doctori. Acuzați, unul de omor cu premeditare, celălalt de tentativă de omor. Încearcă procurorii să pună cap la cap toate aceste informații, însă cu toate scandalurile din spitale, cu, am văzut, gravide care nășteau în fața spitalelor, am văzut de atâtea și atâtea ori pacienți bagiocoriți lăsați în sălile de așteptare, cu orele. Am pățit-o cu toții, trebuie să dăm întotdeauna telefoane, că sunt doctorii un soi de Dumnezei care decid, iată, și în acest caz ni se confirmă, decid cine trăiește și cine moare. Am crezut că doar decid cine intră în sală să-i consulte, cum se întâmplă de atâtea și atâtea dăți în spitalele din România. Asta este realitatea, Victor, și asta este concluzia acestei serii. E o seară tristă, speram din tot sufletul, deși am avut atâtea mărturii și înregistrări, speram să nu se confirme. Speram că nu e posibil ca în România anului 2024, țara europeană, să discutăm despre oameni morți în spitale pentru că așa decide un medic.
Dar se întâmplă. Și asta este realitatea și vorbim deja despre un dosar stufos, cu date certe, cu probe, că oamenii aceia au fost omorâți pentru că li s-a scăzut doza de noradrenalină. E deja o realitate. Mulțumesc mult, Dragoș. Iar ministrul sănătății a cerut abia astăzi demisia managerului și a directorului medical de la Spitalul Sfântul Pantelimon. Managerul a anunțat într-un mesaj transmis colegilor mei că își va da demisia de onoare, rețineți, într-un spital în care se întâmplă la Pantelimon. Directorul medical până la această oră refuză să demisioneze. Iar reacția lui Alexandru Rafila vine abia după ce anchetatorii au produs noi probe în dosarul morților de la terapie intensivă și au săltat 4 cadre medicale. Locuințele lor au fost percheziționate. 2 medici și 2 asistente au fost la audier toată ziua. 3 dintre ei au fost reținuți, doamnelor și domnilor, sub acuzația cruntă că au omorât pacienți cu bună știință. Bianca Ogarcă vine cu detalii. Bianca? Bine te-am găsit, Victor. Aproximativ 9 ore au durat audierile astăzi la serviciul omorului din capitală, iar 2 doctori, dar și un au fost reținute pentru 24 de ore. Acest urmează să ajungă în fața magistraților mâine cu propunere de arestare preventivă. E bine, acuzațiile pentru cele 2 cadre medicale sunt de omor calificat cu premeditare și tentativă de omor calificat, dar și omor calificat. Susțin procurorii că doctorii se le apreciau ca anumite persoane care, atenție, se aflau pe secția de terapie intensivă, nu mai au șansă să trăiască și practic decideau pe loc să le aplice o doză redusă de noradrenalină. Spun totodată procurorii că, practic, doctorițele le sugerau asistentelor să facă acest lucru, întrucât fără acordul medicului anestezist nu se poate face această procedură, deci dau în acest fel cine să rămână în viață și cine nu. Totodată, așa cum spuneam, una din asistente a fost și ea reținută pentru mărturie mincinoasă în formă continuată, întrucât a dat declarații la un moment dat în calitate de martor și nu a spus tot ce știe cu privire la aspectele esențiale ale cauzei în acel moment în care, iată, a dat declarații ca și martor. Foarte important de precizat totodată este faptul că aceste audieri au avut loc după ce oamenii legii au făcut mai multe percheziții domiciliare la aceste cadre medicale. Au vrut să verifice mai multe calculatoare, dar și telefoanele mobile pentru a strânge mai multe probe la acest dosar. Discutăm până la urmă despre o anchetă care a tot bătut pasul pe loc luna aprilie, atunci când a apărut în spațiul public cazul, a existat o anchetă făcută de către Colegiul Medicilor, totodată o anchetă internă în spital, însă nu am văzut la acea vreme vreun rezultat concret. Astăzi, o reacție de la Spitalul Sfântul Pantelimon, managerul instituției medicale, ne-a anunțat practic că își înaintează demisia de onoare din această funcție, susținea acesta din urmă că este destul de nemulțumit de faptul, mai exact de modul în care a fost criticat în spațiul public și ministrul sănătății, iată, i-a solicitat astăzi demisia după ce anchetatorii, iată, au intrat din nou pe fir în acest caz. Mulțumesc mult, Bianca. În locul managerului, eu aș fi fericit că sunt liber și că pot să scriu mesaje pe WhatsApp, dar mă rog, fiecare cu bucuriile lui. Deci situația la ora actuală se prezintă în modul următor, domnilor și domnilor. Ministrul Sănătății cere politicos demisia celor 2 șefi ai Spitalului Sfântul Pantelimon, angajați prin concurs, după cum ne-a anunțat. Managerul pare că îi face hatărul și anunță că demisionează, cum a zis, de onoare. Unde o fi onoarea, nu știu. Directorul medical, domnul Dimitriu, ăla care ne reclama la Colegiul Medicilor pentru constituire de grup infracțional organizat, refuză până la această oră să demisioneze și ministrul sănătății nu are sânge în instalație să-l demită. Directoarea de îngrijiri medicale, care a denunțat ororile la procuratură, a fost dat afară de cuplul ăsta sinistru,
angajată și ea prin concurs, dar aia concursul pare că nu se pune și lucrează ca simplă asistentă medicală la unul dintre spitalele de urgență din capitală. Doctorița, fosta șefă de la terapie intensivă, care a cerut asistentelor să nu mintă în ancheta procuraturii, a fost dat afară și e pe stradă. N-are slujbă. Cam așa se prezintă acest tablou. Îl am în direct, împreună cu noi, pe jurnalistul Cătălin Antochi, redactorul șef al statului cetățeanul.net, fără aportul căruia acest caz nu ar fi devenit public. Cătălin Antochi este cel care a avut curajul să dezvăluie oroarea din weekendul în care între 17 și 20 și ceva, încă nu știm câți exact oameni au murit, după cum spun procurorii, cu largul sprijin, ca să nu spun cu complicitatea sau din dorința a două doamne doctor și îndrăznesc eu să cred, greu de bănuit, că fără știința managementului spitalului. Bună seara, Cătălin! Bună seara! Am publicat în urmă cu 3 luni, 4 luni de zile omorul în serie la Pantelimon, doctorii care aduc moartea, mărturisesc că în acel moment știam și numele celor două doctorițe reținute astăzi, nume pe care evident nu le-am fornit. Cer reangajarea de urgență, apropo de ce ai spus, Victor, reangajarea în regim de urgență a directoarei de îngrijiri medicale și a doctoriței Elena Voicu, fosta șefă a secției ATI. Pentru oamenii care au avut curajul să denunțe și să ceară să se spună adevărul. Da? E necesară, cred, demisia ministrului Rafila, cel care a acoperit sau a trecut sub tăcere tot ceea ce s-a întâmplat la Spitalul Pantelimon. Reamintesc că împreună cu voi am făcut dezvăluiri despre operații fictive care se fac la Spitalul Pantelimon, deci pe investigații RMN la negru. Voi ați făcut dezvăluirile despre postul de medicamente de la secția de chirurgie. Apropo, actuala directoare de îngrijiri medicale a spitalului este asistenta șefă de la chirurgie. De acolo de unde s-au furat medicamentele alea, s-au umplut exact, în apartament. De acolo de unde s-au furat medicamentele. Pe meritocrație. Da? Iar da. Colegiul medicilor, când a ieșit atunci pe 1 mai și a spus că nu s-a întâmplat nimic, am întrebat-o pe doamna Cătălina Poiană, președinta. Doamna președinte, de ce nu trimiteți la parchet să închidă dosarul? Că gata, ați rezolvat cazul. Nu s-a întâmplat nimic la Pantelimon. Și ce și am atenționat-o, că văd că în continuare se face această greșeală peste tot, că nici măcar n-au știut să numere morții cum trebuie. Sunt în continuare 17 morți în raportările oficiale, că noi am dovedit cu acte din interiorul spitalului că au fost cel puțin 22. Deci, repet, pe mine mă șochează la propriu și atitudine. Aș mai vrea să spun ceva, dacă îmi permite. Obținut confirmarea că la Direcția Națională Anticorupție este deschis de 2 ani un dosar privind niște rețele uriașe de achiziții, de manipulare de achiziții cu spălare de bani, iar ancheta conține înregistrări audio-video, scheme ale rețelelor infracționale, ancheta fiind în prezent îngropată la DNA. Și nu e firesc să ne punem întrebarea că dacă DNA-ul își făcea treaba, poate nu ajungeam la aceste omoruri? Poate că nu ajungeam. Nu e firesc să ne întrebăm după ce s-au întâmplat omorurile pe care le acuză procurorii și care momentan trebuie și dovedite. Că dacă șeful corpului de control al domnului Rafila ar fi făcut într-adevăr control acolo și n-ar fi ieșit după 24 de ore, după ce șeful lui însuși ministru de declarații împreună cu managerul pe scările spitalului, când ne învață pe noi asistentele cum să ne facem meserie, dacă omul așa ar fi făcut treaba și ar fi constatat ceea ce au constatat procurorii după ce au ridicat în scrisuri și alte dovezi, poate că nu se mai întâmplau ororile care au continuat să se întâmple în Spitalul Sfântul Pantelimon. Poate că n-ar mai fi existat încă un weekend de 30 de morți despre care ai vorbit tu. În ianuarie. Poate că nu s-ar fi înregistrat o rată de mortalitate mult superioară perioadei din pandemie, când murea lumea pe capete, în terapie intensivă. Poate că nu s-ar fi umplut morgile private ale băieților deștepți care au sediul la etajul 4. De la 8 la 4 la Spitalul Sfântul Pantelimon, în ușa secției de terapie intensivă, poate nu s-ar fi întâmplat foarte multe. Haideți să ascultăm și ce a declarat. Să nu uităm, Victor, te rog, Cătălin. Să nu uităm, Victor, scuză-mă,
că după dezvăluirile noastre, numărul de decese la Spitalul Pantelimon a scăzut drastic. Au fost și zile fără niciun deces, ceea ce nu se întâmpla în trecut. N-a mai fost epidemie. Dacă da. Ți-aduce aminte, când au scăpat pe surse ca să scoată la vopsea conducerea spitalului, s-a petrecut un act absolut abject, dacă mă întreb pe mine, dar mă rog, necesar din punct de vedere al imaginii. Au scăpat pe surse diagnosticele celor care au murit în zilele respective, în weekendul respectiv. Și au apărut în toată presa. Și cad în întâmplare, 80% dintre ei aveau pneumonie. Am întrebat și oficial la Ministerul Sănătății. A fost declarată epidemie de pneumonie în acea perioadă, dacă din 25 de paturi ocupate la terapie intensivă, 22 aveau pneumonie, mi s-a răspuns că nu. Deci probabil că toate cazurile de pneumonie din București au ajuns în stare foarte gravă la terapie intensivă la Pantelimon, unde s-au săvârșit. Prin, cum spun procurorii, reducerea deliberată a dozei de noradrenalină. Haideți să ascultăm și ce a declarat în exclusivitate pentru postul nostru de televiziune fosta șefă a ATI de la Pantelimon. Elena Voicu, eroina din pandemie, cu care se mândrea Ministerul Sănătății pentru rata mică de mortalitate a Pantelimonului, ulterior demisă din funcție, a tras mai multe semnale de alarmă și a povestit cum mureau pacienții pe capete în spitalul de stat subordonat Ministerului Sănătății, Sfântul Pantelimon. Niciodată nu s-a întâmplat în perioada în care am fost șefă de DSC și în perioada pandemiei să moară atâția pacienți într-o singură zi. Ei sunt foarte deranjați pentru că au ieșit la iveală foarte multe nereguli din sistemul de sănătate. Din sistemul de sănătate legat de acest spital. Da? Deci nu s-a întâmplat să moară în pandemie, niciodată n-a fost mortalitatea atât de mare într-o singură zi. Să moară 12 pacienți într-o singură zi. Nu a existat așa ceva niciodată. Dar acest episod s-a repetat și în perioada extra-pandemică. În luna ianuarie, dacă nu mă înșel, da, morga mobilă a fost prezentă în spatele spitalului. În cele două zile de joi și vineri, da, erau foarte mulți pacienți critici de ATI, foarte mulți pacienți, în jos în lucru. Și acești pacienți, practic, nu mai aveau loc pe secția de ATI de la etajul 2. Care era plină. Luni când am venit, deși n-am avut dată în acele zile absolut deloc, deci am fost în spital de aia, n-am repartizat în blocul operator, erau foarte multe paturi libere în ATI. Deci ceea ce înseamnă că deja muriseră pacienții care se aflau în plus alți pacienți care au avut șansa să ocupe un pat în secția de ATI de la etajul 2. Uite, era așa o pandemie, doctor, trebuiau să muncească foarte mult în verge din weekend, trebuiau să coboare jos, vă dați seama, trebuiau să scrie 25 de foi, plus foile care mai trebuiau scrise pentru pacienții suplimentari aflați în serviciu UPU. Este stupefiant. Au făcut practic tot ce au putut ca să mă dea afară, pentru că eu le stăteam ca un ghinte. Totul a început în luna aprilie, când, în urma scandalului cu noradrenalina. Ei sunt ferm convinși că eu am pus asistentele și infirmierele să înregistreze acele fapte. Deși nu am nicio legătură ce s-a întâmplat acolo. Dar recunosc că am susținut să se afle adevărul și să spună adevărul. Și din punct de vedere medical și corect, este ca medicul să scrie în foaie și în același timp să și anunțe asistenta că a scris, nu să scrie în foaie așa pe furit. Să se rog, vezi că am scăzut doza, da, de noradrenalina, am scăzut-o de la 20 la 18, iar această scădere se face gradual. Niciodată nu se face brusc. Adică nu poți să scazi doza de la 20 la 1 și apoi tu stai, și apoi pacientul să-ți intre în stop cardiac cu ventilație mecanică. Vă dați seama că sunt convinsă că aceste lucruri se văd foarte clar în memoria injectomatelor. Dacă există această memoria injectomatelor, cum am auzit, Doamne ajută să existe, da? Deci n-ai voie să ai, să ai o scădere bruscă a noradrenalinei atât de mare, de la 20 la 1, și apoi pacientul să-ți intre într-un stop cardiac. Aceste RMN-uri nu s-au efectuat la RMN-ul privat, m-ați înțeles, care era legal prezent în spital. Avem două RMN-uri, RMN-ul privat și RMN-ul spitalului, care am înțeles că nu ar fi avut autorizație în acea perioadă când s-au efectuat RMN-urile. Au încercat ei să spună că s-au efectuat, de fapt, la acela RMN, că... Mă rog. La această oră, domnilor și domnilor, dacă într-adevăr managerul și-a înaintat demisia, nu am văzut un document în acest sens, spitalul este condus de directorul medical,
conferențiar universitar dr. Mihai Dimitriu, cel care refuză să-și dea demisia la solicitarea Ministrului Sănătății. Domnul respectiv, amintesc, ne-a acuzat la Colegiul Medicilor, nu știu de ce nu la Procuratură, de constituirea unui grup infracțional organizat menit să destabilizeze conducerea managerială a spitalului. Aș făcut un amplu memoriu în acest sens. Ia să ghiciți, băi mă, măriți un pic acolo, hai să nu fim sfioși. Printre semnatari, cine se numără, doamnelor și domnilor, care susțineau pe domnul doctor că suntem un grup infracțional organizat? Cele două doamne doctor care au fost reținute astăzi pentru omor cu premeditare. Păi da. Da? De la Colegiul Medicilor. Am fost reclamați de domnule doctor care au fost luate astăzi pentru omor cu premeditare. Și noi suntem grupul infracțional organizat, da? Aute, s-au solidarizat oamenii muncii de la Spitalul Sfântul Pantelimon cu domnul doctor. Normal că nu-ți, medical. Nu-ți place să se uite nimeni în interiorul. Mirela Păiuș și Maria Miron. Și o declarație de ultimă oră, Dan Andronic, a ministrului Rafila. Dacă primul comunicat ne-a pus pe gânduri și știți că am solicitat demisia de acolo, n-ați obținut-o, cel de-al doilea comunicat a fost șocant, a explicat Alexandru Rafila la postul de televiziune Digi24. Al doilea comunicat pleacă de la rezultate din ancheta penală. Sunt de necrezut pentru mine. Ucidere, nu din culpă, ci cu premeditare. Dacă se confirmă, sunt fără precedent. Astfel de fapte trebuie sancționate ca atare. Omorul din culpa, neglijența se întâmplă nedorit. Dar această precizare cu premeditare mi se pare absolut revoltătoare. Este chiar incredibil și nepermis. După luni de zile. În continuare să știi că am fost unul din cei... Știu, sceptici, tocmai de-aia am început cu tine. Sceptici, pentru că am zis, doamne, nu cred că există, poate să există așa ceva, ăștia o doctor care își omoară pacienții ca să elibereze patul. Și ca să încaseze finanțarea suplimentară de la Ministerul Sănătății pentru terapie intensivă. Ba da. Bun, ca să încaseze... Ok. Spitalul. Unitatea spitalului. Tot depășea puterea mea de înțelegere. Da. Mă simțeam ca într-un film american. Da. Îmi dai voie să cred și știi părerea mea despre procurorii în general Cabrească. Da, 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 da. Că ăsta nu e Dan Blagiu încât să salte și să propună la arestare două doctorițe acuzându-le că omoră cu premeditare. Merg pe aceeași premiză că nu trăim totuși într-un film. Trăim într-o realitate în care fiecare e conștient de ceea ce face, de consecințele faptelor. Fiecare ar trebui să fie conștient. De conștient sunt conștienți. Întrebarea e dacă faci, dacă există acea barieră care te... Nu le-a acuzat cineva de neglijență, după cum spune și ministrul. Băi, omor cu premeditare. Asta este subiect de film, ce să vă spun. Păi, în anul 2024... Dacă n-ar fi vorba despre oameni reali, despre situații reale pe care le trăim în zilele noastre, m-aș uita ca la, pe cuvânt, ca la un roman bun, dar roman. Dar, e cât, foarte greu de dar înțeles... Dar cât de clare erau protocoalele lor? Cum să acționeze în situația dată? Nu e vorba aici de protocoale, e vorba de care că... respecti că protocoalele sunt simple. Protocoalele nu dădeau voie să facă așa ceva. Exact, păi da. Dar nu la e, noi în țară nimeni aici nu respectă nimic. Aici nu, e problema. Și de ce nu s-au luat niciodată? Nu, stați un pic, Cătălina Antohie a publicat și noi am reluat. Convorbiri telefonice, Dane, Cătălin a publicat și noi am reluat. Convorbiri telefonice, audio, depuse la dosar, între directoarea de îngrijiri medicale, dat afară de cuplul ăsta, și asistentele care au participat la carnagiul ăla, și în care femeile recunosc și reclamă la șefa lor ierarhic superior că se întâmplă ce se întâmplă. Și asta le spune, bă, duceți-vă la procuratură și declarați. Dar ce spun eu este că nu e vorba că nu s-au respectat protocoalele, ci pur și simplu s-au încălcat protocoalele. Eu ce spun este e că protocoalele... Ai spune că dacă ai 30 de kilometri la oră, tu mergi cu 100... Da, pentru că la noi nu există respect general față de lege, față de protocoale, față de reguli. Pentru să nu fie, că... să fie o situație unică, sper să nu fie eu o situație... Eu cred că deja nu mai vorbim nici de lege, nici de protocoale, nici de nimic. Vorbim deci de niște oameni suntem care suntem oameni. Nimeni nu ne dă drept de viață și de moarte asupra semnilor noștri. Dumnezeu are
Dar de aceea ai nevoie de reguli foarte, foarte clare. Adică ce regulă ai nevoie ca să nu omor un om? Ramona, iartă-mă, regula există. Regula e că nu faci. Păi da, și că încerci să-l salvezi pe ăla, nu să-l omori. Și pedepsele, dacă tu nu respecti, ce pățești? Am fost într-o situație limită în Statele Unite. Nu se știa dacă voi supraviețui sau nu. Au venit la mine, m-au întrebat foarte clar. Cine se ocupă de serviciile funerare în cazul în care decedați? Păi acolo era deja aranjat, băieții de la etajul 4. Știți? E, păi vedeți, dar ei nu ies din voința pacientului. Sunt niște reguli foarte, foarte clare și ei sunt conștienți că vor fi pedepsiți extrem de aspru. Nu contează unde. Și eu eram la urgență când au venit. Cu cine vor? Știu că ATI-ul e diferit de urgență. Nu trebuie nicio regulă. Știi foarte bine că nimeni nu-ți dă dreptul să omori un om care este bolnav. Există regulă. Ce regulă? E ceva de noaptea minții. Te rog, Cătălin. În registrarea audio pe care le-am publicat, asistentele ei povestesc directoarei de îngrijiri medicale că în anumite situații au venit ele și au modificat doza de noradrenalină la loc. Acum, în comunicatul pacientului, se scrie același lucru, că o asistentă a venit și a completat doza de noradrenalină de nu a murit pacientul. Dar este adevărat că același pacient câteva zile mai târziu sau o lună mai târziu a decedat pentru că cineva din noi a scăzut doza? Da, parcă așa am citit în comunicatul parchetului. Exact, da. Iar asistenta reținută astăzi, doamna Mariana Călin, și-a reținută pentru mărturie mincinoasă în formă continuată. Da, trei declarații. Era apreciată ca fiind cea mai bună asistentă de acolo, soție de polițist, nu știu cum a putut să mintă. Așa, în formă continuată. Este stupefiant. Daniel Fenechiu, ești avocat. În jurământul lui Hipocrat, da. În forma modernă, adoptată de Asociația Medicală Mondială în 75, care e în vigoare astăzi, mă rog, sunt multe lucruri aici, dar spune, mă angajez solemn să-mi consacru viața în slujba umanității, voi exercita profesiunea cu conștiință și demnitate, sănătatea pacienților va fi pentru mine o obligație sacră. Deci până la reguli, până la orice chestie, eu cred că menirea unui medic este să salveze vieți. În momentul în care un medic face invers, în momentul ăla este medic, e criminal, nu mai are nicio legătură cu profesia asta. Și cu siguranță în cazul ăsta probabil că e o chestiune de zile până se va devoala. Ce facem de aici încolo? Pentru că prietenul nostru din Statele Unite, medicul, cum îl cheamă? Alexie avea dreptate la momentul ăla și spunea, băieți, băgați camere de luat vederi. Peste tot. Da. Peste tot. În momentul ăla nu mai poate să umble nimeni la niciun aparat fără să nu fie filmat. Acea celebră cameră rotundă, o pui acolo, se înregistrează. Da, pe 360. Dane, păi nu, dar dacă nu faci de nimic. Principiu. Bă, da, ajungi să faci miliție cu doctorii, mă, Dane. Bine, faci procuratură după aia, ei. În fața unei minți bolnave și criminale, se poate întâmpla orice. Se ia curentul, nu vede camera. Crede-mă, principala problemă e o problemă de abordare. Da. E o problemă de prescripție medicală, e o problemă de control al prescripției, de control. Acest lucru nu s-ar fi întâmplat. În America știți că pe lângă camere a mai fost ceva care a schimbat. Da, da. Avocații de pe holurile spitalelor, așa numiți rechinii din sănătate. Și pedepsele extrem de dure. Poate? Acolo, pedepsele extrem de dure oamenii ăștia. Și un spital se închide acolo. Ancheta penală e una, ancheta administrativă e alta. Uite, drept dovadă, că în ancheta penală au putut să acuze pe cineva de mărturie mincinoasă sau alte instrumente la dispoziție. Una, mărturie mincinoasă e una. Dar mor cu premeditare. Asta vreau să spun. Există alte instrumente și vreau să spun că sunt alte instrumente de anchetă. Dar eu, așa cum văd lucrurile acum, oamenii ăștia în viața vieților lor, nu trebuie să se mai atingă vreodată de vreun cabinet medical, de vreun spital, de vreun nimic. Nu cred că se poate. Situația e mult mai gravă. Spunea Victor că motivul pentru care procedau la modul ăsta și omoră oameni este ca să obțină niște bani pentru spital și așa mai departe. Pentru spital, nu pentru ei. Nu mă duc la prezumția că până acolo. În care la baza acestei acțiuni criminale, infracționale, da? Stă
un interes pentru spital, înseamnă că acolo era o rețea organizată, păi, pentru care persoana juridică spital răspunde. Sancțiunea penală, da, este trimiterea în judecată și a spitalului, iar sancțiunea penală este desființarea persoanei juridice. Doamne, deci dacă lucrurile stau așa, persoana juridică spitalul Pantelimon așa trebuie să-și înceteze activitatea. Când clădirea aia... Nu, unul dintre cele patru mari spitale de urgență. Se face spitalul Sfântul Vasile. O altă formulă, da? Dar unitatea... Și să-l pună pe domnul Dimitriu, direct manager, nu? În 10 secunde, domnilor și domnilor... Dacă lăsăm lucrurile așa cum erau, asta se va întâmpla. În 10 secunde veți vedea un document absolut stupefiant și înspăimântător de actual. Domnul Ionaș. Săptămâna... Nu s-a făcut săptămâna. De când pe grupul intern al Spitalului Pantelimon de pe WhatsApp, vedeți, domnul Dimitriu, am oameni peste tot. Domnul Dimitriu avea păreri. Nu știu ce va alege Ciutacu să discute de seară. Despre Bulai și Pieleanu. Sau că începând de azi, Stamatoiu nu mai e în funcție. Stamatoiu fiind fostul director de îngrijiri medicale pe care să felicitau că au dat-o afară. Cine dă mai mult? Credeți că vor și alții să se alăture acestui club select? Îi pot ajuta. În ce sens credeți că n-ar fi putut ajuta domnul conferențiar universitar, doctor de la psihologie? Îmi place că respectă percepția asta construită legată de cine dă mai mult. E păcaș caval ca așa. Din păcate asta e percepția. Și asta v-am zis că una din marile probleme care vine ca urmare a confirmării... Știți cum se cheamă grupul, da? Nu. Party. Frumos. Una din marile probleme care vine ca urmare a confirmării acestor nenorociri despre care am tot vorbit aici este faptul că încrederea aia puțină pe care românii o au în sistemul de sănătate va fi și mai puțin, și mai știrbită. Și aici e marea problemă, că cei mai mulți dintre doctori nu au astfel de... au cu totul alte priorități. Dar unii... Problema mea e alta. Pentru ce avem o instituție care... Cei mai mulți dintre doctori, dar am și o rugăminte, Andrei. Te rog, mai pun o dată o full de imagine cu zecile... Dacă nu chiar peste 100 de semnături de susținere a plângerii domnului doctor Dimitriu la Colegiul Medicilor. Acolo... Ia uitați, domnul Ionuș. Am văzut, da. Acolo Colegiul Medicilor a fost în verificare înainte de a se duce parchetul. Și a scris tot în regulă, nu? Și pentru ce există această... Pentru ce mai există această instituție numită Colegiul Medicilor, care niciodată nu a identificat o problemă la... Pentru a putea să reclame un coleg de brasă să-i ridice dreptul de liberă practică, cum se întâmplă cu doamnul doctor Voicov. Și corpul de control al Ministrului Sănătății, din ofițer în rezervă de la 2 și un sfert. Nici ăla n-a găsit nimic acolo? Nu. Dar domnul ministru, când a dat declarația pe scări cu managerul spitalului, oare are astăzi vreo problemă? Se gândește? Pare că da. Are o problemă cam târziu. Ca cerul politicos. Demisie deci nu. Toți sunt obișnuiți să mușamalizeze și să... Spitalul ăla e în subordinea Ministerului Sănătății. Nu trebuie să le ceară demisia. Trebuia să-i demită. Bineînțeles. Și să-și asume un eventual proces cu contract de management, oricât ar fi el în vigoare, conține drepturi și obligații. Nu, domnul Fenechiu. Și pentru, în primul rând, prejudicii de imagine. Adică pe alții poți de afară, dar pe ăștia nu. Nicio obligație asumată de managementul spitalului pe care să o invoci în desfacerea unor contracte de muncă? Da, cu siguranță da. Cu siguranță da. Dar probabil că... Dar preferă să nu facă decât să o facă. Nu, probabil că aceste contracte n-au fost făcute la minister, au fost făcute la spital și probabil că cei care au fost pe funcții au încercat să elimine cât mai mult de acolo. Așa. Și poți constata că sunt contracte de management în care nu găsești mese de afară. Păi bun, atunci măcar să spună și atunci să nu-i mai dăm afară. Să spună lucrurile. Și atunci să... Nu, poți să-i dea afară pe lege. Păi, în momentul în care începe urmărirea penală, când se dovedește... Nu au aceleași instrumente. Da, dar ancheta administrativă te poate face pe tine, patron, în cazul de față Ministerul Sănătății, să demiți conducerea unei instituții subordonate ție, în care tu ești, cum ar zice, 100% acționar. Că s-a acuzat de mărturie mincinoasă, de ce n-ar fi mințit și corpul de control? O asistentă a mințit. După 4 luni. Iar corpul deci, de control face că același lucru. După 4 luni de anchetă deci, te duci și întrebi. Vă dau o veste, domnul. Vă dau o veste. Vă dau o veste, domnul Fenechiu. De la un manager de spital din București. De la spital mare. 1. Contractul managerului e făcut la minister. 2. Semnat cu ministrul. Așa clar. 3. Pe directorul medical îl demite managerul. Bineînțeles. Deci în momentul în care managerul și-a demisia,
Da? Pe directorul medical nu mai demite nimeni. Și poate prelua interimatul la conducerea spitalului. Să numească un alt manager instant. Dacă și-a dat demisia. Bun, acum hai să vă spun un lucru. Dacă și-a dat demisia. Eu sunt de acord. A anunțat că mâine o înregistrează. Medicul, managerul care v-a scris la mare spital poate avea dreptate. Ca regulă. Păi nu stați un pic când spune cu cine a semnat managerul. Atâta vreme cât contractul de management pentru spitale nu e aprobat ordinea Ministrului Sănătății. Să conțină același ca să fie la fel peste tot. E un contract de negociere. Deci credeți că nu e la fel peste tot? Eu vă garantez că e diferă. De asta spun că toate aceste lucruri trebuie să fie clare și să fie la fel. Contractul e tip domnul manager sau nu e tip? Mai bine întrebă cineva de la Ministerul Sănătății. Noi trebuie să punem ordine odată. Păi cine de control? Bă, cine? Poate știe. Păi Rafila e ocupat să fie stupefiat zilele astea. Haideți să recunoaștem că e haos peste tot. Știm, trebuie să facem ordine peste tot. Care au fost acuzați că l-a sprijinit pe Rafila, că l-a susținut pe Rafila, că a făcut și pe dracu și rău ați făcut dacă l-ați sprijinit, dar... După părerea mea, Rafila a făcut și lucruri bune la Ministerul Sănătății. Dar una e una și alta e alta. Înțelegem foarte ce se întâmplă. Spitalul Sfântul Pantelimon e deja de drept public. Domne, știa toată, era ca aia, cu toți știau. Noi nu că toți știau. Știa premierul, știa ministrul sănătății, știa toată lumea. A trebuit să se întâmple. Dacă se duce corpul, de control al ministrului acolo. Și întreb. Ordinul numărul 1384 pe 2010 privind aprobarea modelului cadru al contractului de management. După vremea domnului Cechi Atilea, nu s-a mai atins nimeni de el. Iată, după portalul de standard. E standard. Eu sunt convinsă că ai spus că știa premierul, știa ministrul. Nu știa! N-ai cum. Păi l-am informat eu pe premier. Și am trimis și dovezile. Păi știa de la modul deci știa de la unul la modul la care auzeau poveste. Nu ți auzeau o poveste, era la televizor. Știau ei între ei acolo în cadrul spitalului, se apărau unul pe celălalt. Au spus corpului de control exact ce vreau să aud. Au mințit toți, așa cum au mințit și la parchet. După 4 luni parchetul. Hai să vedem ce zice premierul astăzi. Hai te rog, eu dăm declarația. Păi astăzi a aflat premierul. Hai să vedem. Asta spun. Ce o să iasă ministrul Sănătății. Am avut mai multe discuții în cursul zilei de astăzi cu dânsul. Important e că descoperim aceste lucruri. Da. Ce credeți că ar trebui să făcut? Ministrul Sănătății va intra. În primul rând să intre la pușcărie cei care fac așa ceva. Da. De ce n-am înțeles ce zis? Să intre la pușcărie cei care fac așa ceva și ministrul Sănătății va ieși să vă anunțe, care sunt măsurile. Măsurile anunțate de domnul ministru sunt că i-a rugat politicos pe aia să-și dea demisia. Domnul ministru a tăcut de atâtea luni, gândindu-se că și de data asta se va mușamaliza și se va stinge. Domnul ministru a intrat în emisiunea asta de cel puțin 2 ore pe acest subiect. Pe mine mă surprinde că nu s-au întâmplat. Pe mine mă surprinde că păreți surprinși că corpul de control n-a putut afla nimic. Corpul de control nu putea să afle nimic. De când s-a auzit corpul de control acolo, da? Corpul de control este un corp al ministrului. Da. Da? Ministerul numește managerii, sunt numiți într-un anumit fel bun. Ei, o asistentă care vrea să spună, în ipoteza că ar fi spus ceva, suporta consecințe. Dacă la parchet, după 4 luni de zile, am început să spună, păi acolo e un sistem în care nu vorbește împotriva sistemului. Asta e una dintre explicații.